Polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Moravița au depistat la 30 de metri de frontiera cu Serbia 3 cetățeni din Nepal intrați legal pe teritoriul României, care au încercat să treacă fraudulos frontiera în Serbia. Cetățenii străini au fost conduși la sediul sectorului pentru verificări. În cadrul verificărilor s-a constatat faptul că cei trei au vârste cuprinse între 27 și 40 de ani. Aceștia au declarat faptul că au încercat să treacă ilegal frontiera din România în Serbia, cu scopul de a ajunge în vestul Europei. Cetățenii străini au intrat legal în țară în baza unor vize de ședere de lungă durată. Polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat, la finalizarea cercetărilor urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.